iubita mea să mă tundă și m-a acceptat. Și-a bătut joi. Iubirea mea! Păi tu ai zis că... Nu intru cu capul ăsta în emisiune, acum vă spun. Ori vine cineva dimineața să ne tundă, ori nu intru. Ai vorbit să vină cineva mâine să ne tundă? Tu te-ai tuns? Duminică vine. Duminică. Cine te-a tuns? Nu mai râde, Cipriane! Bă, frate, nu ai cum să iei pierdutul cu mașina aia, frate, nici... Nu mai fiți panara, bă bune, faceți Caterinca Iurea până la urmă. Uite-te la spatele lui, măi, deștepților. Nu. E ca fără să... Lasă să te facă, să te ia... Lasă-mă. Un număr mai mic aici. Mă dau și mă tâmp. Faci inimioară? Nu cred că faci inimioară. Ai văzut ce inimioară aveam în cap? Don't worry, be happy. Fac mami, nu mai pot, mă! Nu, da, când? Crește părul până atunci. Să m-am mințit. Vai, nu se face. Când m-am dus cu Nuțul în cameră, nu mai puteam de râs. Am zis că e Forrest Gump. Exact ca Forrest Gump pe freză. Bine, hai să o luăm în ordine cronologică. Până la inimioara de pe capul tău. De... Ai vrut să te tundă, Ale? Da. A vrut, ea a insistat, de fapt. Hai să te tund, hai să te tund la 12 noaptea. Și am spus că nu poți să tunzi cu mașina respectivă. Ea a insistat, hai să te tund, hai să te tund. Dar de ce n-ai vrut să-l tunzi? Că nu-i stătea bine cu păr. Nu-i stătea. De ce ai vrut să-l tunzi? Pentru că trebuia tuns. Să nu se mai uită fetră la el. Nu, inițial am vrut să-l tund normal, doar că nu mai mergea mașina și am zis că să înceapă ce s-a întâmplat. Înțeles. Ai arătat pentru o scurtă perioadă ca un călugăr. Ca un? Da, ca un călugăr, da. Ca un franciscan. Da, franciscan, exact. După care inimioara aia... De ce nu l-ai lăsat așa? Aia a făcut totul, arăta... Trebuia să fie cireașa de pe turnul. Da. Da, asta înseamnă iubirea adevărată, să te lași pe mâna iubitei și să te tundă. Mamă! Am mai agrat cam 4 ore. Andra? Ui ce podoabă capilară are, Armando, nu... Să-i pun cercei. Să-i pun cercei. Da. A fost frumos. A fost frumos, nu? Și te simți ok acum așa? Foarte bine mă simt. Da? S-a aerisit creierul. L-ați ierput. Voi doi așa, cum mai sunteți? Tot doi. În doi. Tot doi, e bine.